Domnule primar, ce se întâmplă astăzi aici? Bună ziua, bine ați venit, sorumile. După cum bine vedeți, astăzi la Băiculești avem sărbătoarea comunei. Cu ajutorul bunului Dumnezeu ne aflăm la a treia ediție și încă o dată mulțumesc bunului Dumnezeu că și vremea ține cu noi. Deschiderea evenimentului va fi în jurul orelor 14. Sper să vină lume multă, foarte multă, pentru că e sărbătoarea noastră, sărbătoarea cetățenilor. Programul activității sărbătorii de astăzi este următorul. Ca și în anii precedenți, vom delecta cetățenii noștri cu muzică preponderent populară. Avem formația locală a domnului Dan Vișan, care va întreține atmosfera artistică de la deschidere până la încheierea ediției. În jurul orelor 15:30-16:00 va veni Doina Argeșului cu un grup mare de artiști, în jur de 40, cântăreți, dansatori, soliști, instrumentiști. Așa stă bine la o sărbătoare. Am invitat și oficialitățile de decizie și conducere ale județului și mă aștept la prezența domnului președinte a Consiliului Județean, Florin Tecău. Am lăsat o invitație și domnului prefect Mihail Oprescu. Am un mesaj fiind prins în alte activități, prezența dumnealui. Dumnealui s-ar putea să nu fie prezent, dar o să primească prin intermediul salutările și mulțumirile noastre. De asemenea, am invitat colegi primari, directori de deconcentrate, parlamentari, deputați și senatori de Argeș. Ca și în anii, în cele două ediții, am zis că e bine să ne aplecăm ca un semn de recunoștință către valorile comune. Și la valorile comune putem să enumerăm pe profesori, cadrele didactice care și-au desfășurat activitatea în școlile noastre timp de o viață. Și rodul muncii dumnealor suntem noi toți cei de aici. Pentru că aici, pe lângă scena mică, va veni multă lume și eu consider că suntem o scenă comună, adică o sărbătoare a comunei. De s-a dat de înțeles că se vor acorda diplome și premii cadrelor didactice care s-au pensionat și sunt cetățeni ai comunei. Ca și în anii precedenți, vom acorda diplome de recunoștință familiilor care au împlinit onorabila vârstă 50 de ani de căsătorie. Sunt sunt 19 familii, revin 4 cadre didactice.
Avem o bătrânică care a împlinit 100 de ani. Nu o să fie dumneavoastră, dar bănuiesc că nepoții vor veni să primească diploma și acel premiu în bani. Noutatea anul acesta, am zis să ne orientăm și către investiția de mâine. Și am găsit înțelegerea, pentru că toate acestea trebuie să fac remarca, nu le pot face decât cu ajutorul, sprijinul și hotărârile Consiliului Local, Consiliul Local Băiculești, cu care avem o activitate bună în ceea ce privește bunul mers al comunei. Deci a rămas să completez. Vom acorda de această dată diplome și premii elevii școlilor noastre, premianții 1-3 a claselor 5-8. Vor fi număr de 49 de elevi. Cred că e ceva și prin asta îi vom stimula, îi vom bărbăta, cu toate că anul școlar a început, au fost bine primiți în școlile noastre, pentru că, dacă o să aveți o ocazie, avem școli cu o bază materială pentru mediul rural foarte bună. Și cu acest stimulent se vor înarma pentru anul școlar în care s-a intrat, cu mai multă ambiție, ca în anul viitor, colegilor sau alții, să le ia locuri sau să fie și mai mulți. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc! Mândră șuncă, când ți-o fi cala mai lungă, să te ardem! Thank you.
profesionist Doru, coregraf Cătălin Oancea, profesor dr. Sorin Mazilescu, instituție finanțată de Consiliul Județean Argeș, se află astăzi în fața domniilor voastre cu selecțiuni din spectacolul Bun găsit, românii mei, sau Bun plată și cântece. Suflet curat, multe lacrimi ai vărsat în mă. Ai vărsat lacrimea mare și-ai strâns multă supărare. Măicuță, suflet curat, multe lacrimi ai vărsat în mă. Ai vărsat lacrimea mare și-ai strâns multă supărare. Măicuța mea, niciodată nu te-am văzut supărată. Stăteai noaptea și plângeai, dar mie nu îmi spuneai, of, of. Măicuța mea, niciodată nu te-am văzut supărată. Stăteai noaptea și plângeai, dar mie nu îmi spuneai. Să-ți mostați, serios! Ai copălăria de pământ! Ius! Thank you.
artistic care l-a savurat, a venit momentul să imităm pește. Domnul primar al municipiului Curtea de Argeș, domnul diaconul Nicolae. Să-mi dea plăcere. După ce vor urca pe scenă distinții invitați, consilierii comunei Băiculești. Nu văd ce s-a întâmplat, de ce nu veniți pe scenă? Vă mulțumim, domnule președinte, că ați venit în numele noastre și astăzi. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi și nu știu de ce, am încrederea că ne vei mai sprijini. Se acordă titlul de excelență domnului președinte al Consiliului Județean Argeș, Grigore Florin Tecău, pentru deosebite merite profesionale, promovarea valorilor civice și pentru implicarea în susținerea și promovarea comunității. Cu stimă și considerație, comunitatea Băiculești. Vă mulțumesc și eu, bine v-am găsit! La mulți ani! Am să vorbesc cu primarul dumneavoastră lângă mine, ca să vă arăt că împreună formăm o echipă, că împreună ne propunem să realizăm și să punem în aplicare proiectele și visurile dumneavoastră. Am fost de câteva ori în comuna dumneavoastră, am stat de vorbă cu dumneavoastră, cu consilierii locali, cu primarul. Încercăm să ne ținem de cuvânt. Am asfaltat ce am promis. De ani de zile o promisiune care în sfârșit este realizată. Încercăm să îmbunătățim condițiile de educație. Căminul cultural, alimentarea cu apă și canalizarea. Aveți dorințe și nevoi. Încercăm împreună să facem rost de resursele financiare care să le finalizăm. Încercăm împreună să vă asigurăm un trai mai bun. Dumneavoastră și copiilor dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, celor care trăiți și celor care munciți aici, în Băiculești. Și să știți că întotdeauna, în Consiliul Județean, veți avea un partener. Salut de asemenea cu respect și cu apreciere consilierii județeni, parlamentarii de Argeș, primarii de municipii și de comune care sunt prezenți la această manifestare. Vă doresc să aveți o zi minunată. Să vă trăiască familiile și copiii și Dumnezeu să vă ajute în ceea ce faceți. Să aveți o toamnă bogată, plină de realizări. La mulți ani! Am onoarea ca în numele Consiliului Județean Argeș să acord o diplomă de excelență. Consiliul Local și Primăriei Comunei Băiculești cu prilejul sărbătoririi Zilei Comunei Băiculești și pentru contribuția adusă la păstrarea tradițiilor și la dezvoltarea comunității. La mulți ani! Să nu uităm de microbuz. Ați primit unul din cele mai moderne și cele mai performante microbuze pentru copii. Cred că din acest moment condițiile de educație și de a asigura frecvența la școală sunt cele mai bune. Vă doresc să vă bucurați de toate aceste investiții și împreună să le realizăm și pe celelalte. Încă o dată, la mulți ani! Mă cerem a amâna microfonul domnului primar. Dragi domnul primar, pentru... vizează această manifestare și fiindcă sunt prezent aici. Le mulțumesc pentru invitație. Oameni buni, ca unul care știe ce înseamnă administrația, lucrez de ceva vreme în ea, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, trebuie să prioritizăm investițiile, să prioritizăm ceea ce este mai important și pe celelalte după aceea, fiindcă toate deodată nu se pot face. Eu vă sfătuiesc să aveți încredere în primarul dumneavoastră, să fiți alături de el. Să aveți încredere în administrația județeană, în Consiliul Județean, președintele acestuia, domnul Florin Tecău,
fiindcă împreună se zbat, împreună ne zbatem pentru a aduce nu numai bani, dar mai ales proiecte, fiindcă acele proiecte cu finanțare europeană sau națională înseamnă bani care nu vin nici de la județ, nici de la localitate, ci vin de la fie Uniunea Europeană, fie de la bugetul național. O dată sănătate și la mulți ani! Vă mulțumesc, domnule primar! Consiliul local al primăriei și al locuitorilor municipiului Vârtat de Argeș, care vă spun toți la mulți ani. Meu este Cătălin Teodorescu, sunt deputat de Argeș pe un alt colegiu. Sunt copreședinte al Alianței Creștin-Liberale, alianță din partea căruia, ca să fie mai clar pentru toată lumea, va candida Klaus Iohannis pentru președinția României. Nu am venit astăzi să fac politică la dumneavoastră aici, dar dacă domnul primar a considerat că e cazul să mă prezint singur, a trebuit să o fac. Și cred că am făcut-o mai bine eu decât ar fi putut să o facă altcineva. Vă urez sănătate dumneavoastră, familiilor. Vă urez să fiți sănătoși și să aveți locuri de muncă. Vă urez să gândiți cu sufletul și cu inima pentru dumneavoastră, familiile dumneavoastră și viitorul dumneavoastră. Și cred că mai important decât orice sunt locurile de muncă care ar putea fi create aici la dumneavoastră, dacă domnul primar împreună cu noi, dumnealui susținători, a reușit să facă acest lucru, cred că ar fi mult mai important decât un microbuz care a ajuns prin toate localitățile din România. Nu cred că un microbuz a ajuns o chestie de laudă în 2014 pentru o localitate. Vă mulțumesc tare mult și îi urez domnului primar să realizeze tot ceea ce s-a înțeles cu noi, dumnealui, aliați politici, dar sunt destul de sceptic. Ne vom vedea și anul viitor, așa cum ne-am văzut și anul trecut. Încă o dată, la mulți ani! Am venit la un moment de sărbătoare ca în fiecare an și vreau să vă spun că vă doresc sănătate, să vă creșteți copii în liniște și din ce în ce să avem o viață mai normală și mai liniștită. Vreau să văd pe fața românilor, începând cu anul viitor, liniște și fericire. Mulțumire. Asta înseamnă că în spate problemele încep să se rezolve. Îmi pare rău de antevorbitorul meu, care vrea să facă politică, deși nu vrea să facă politică. Nu vreau să stricăm sărbătoarea comunei. Faptul că s-au dat în toate localitățile care au cerut, indiferent de culoarea primarilor, microbuze pentru copii, este foarte bine și este un lucru deosebit pe care l-a făcut actualul guvern. Nu este un motiv de laudă, dar este înainte de a începe școala, copiii au cu ce se deplasa. Deci cred că e un lucru normal. Este un lucru pe care încercăm să-l facem la nivel național, să intre lucrurile în normalitate. N-are rost să mai continuăm cu asemenea lucruri. Eu vă doresc încă o dată sănătate. Felicit pe domnul primar și Consiliul Local pentru că organizează în fiecare an această sărbătoare care ne permite să ne aducem aminte, în primul rând, de tradiții, de obiceiuri și să ne simțim bine, măcar într-o zi însorită și încă o dată să vă creșteți copii în liniște, Dumnezeu să vă ajute! Domnule președinte, aveți aici lista cu familiile, o să vă le... Se pregătește Liciu! Să rămână! Multă sănătate! Anunțați la microfon.
Vedește domnul Bărbulescu Alexandru. Bărbulescu nu e? Nu. Urmează Constantin Gherion. Se pregătește Gina Haralambie. Se pregătește Dragomir Gheorghe.